E că ce a fost posibil pe timpul mafiei lui Plahotniuc. Să fie închisă strada Bălți, să fie făcut poteca asta periculoasă pe care abia dacă încape o bicicletă și un om alături. Și pe șantierul ăsta ilegal să construiască un bloc în inima capitalei. Șantierul n-are panou informativ decât pentru lucrări de demolare, dar pentru construcție niciun document. Cine le-a permis ce construiesc, cât de mare o să fie? A? Chiar dacă nu-i de jenă, Codreanu nu-i de jenă, mafia lui Plahotniuc e de venă. Centru capitale. Bună ziua, pojalostă! Mai vrei ceva?